Nicolae Ceaușescu a spus într-o ședință CPX că mai mulți oameni mor pentru că mănâncă prea mult decât că mănâncă prea puțin, a dezvăluit Ștefan Andrei, cel care a fost ministru de externe în timpul lui Ceaușescu. Și Ștefan Andrei mai povestește cum Ceaușescu avea două obiceiuri. Dormea la prânz neapărat să rupă ziua în două ca țăranii și al doilea când se trezea sau când era mai obosit, bea un păhărel două de țuică. Prefera țuica de pitești pe care o ținea în spatele ușii de la birou, care ducea spre camera de dormit. Avea să renunțe la țuică pe care a înlocuit-o cu sticluțe micuțe de curvoazier, iar în 22 decembrie 1989 a băut două din astea, după care a făcut și insulină. Nu mai făcuse insulină de 4 zile. El nu accepta ideea de a depinde de insulină. El nu acceptase ideea să depindă nici de ochelari, de aceea băteam toate materialele cu caractere mari, scrie Ștefan Andrei. Toate acestea sunt cuprinse în cartea Stăpânul secretelor lui Ceaușescu, în care fostul ministru de externe Ștefan Andrei povestește picanterii din viața lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. El spune că Nicolae și Elena Ceaușescu aveau un regim alimentar spre finalul vieții. Dacă el trăia cu niște parizeri, cu niște brânză de vaci, considera că toți puteau trăi așa. În ultimul timp avea o nebunie cu oamenii care se îngrășaseră și le reproșa chiar și celor din conducere și chiar le-a spus într-o ședință din CPX că în România mai mulți oameni mor că mănâncă prea mult decât că mănâncă prea puțin. Nicolae Ceaușescu bea câte două păhărele de țuică de prună și apoi dormea la prânz ca țăranii să rupă ziua în două. Dacă ne amintim bunicii și străbunicii noștri care se duceau la câmp, la prășit, la săpat, la amiază mâncau, beau câte un păhărel de țuică și dormeau pe câmp un pic. Salutare, prieteni! Nicolae Ceaușescu avea două obiceiuri, dormea la prânz să rupă ziua în două ca țăranii și al doilea când se trezea sau când era mai obosit, bea un păhărel două de țuică. Prefera țuica de pitești pe care o ținea în spatele ușii de la birou care ducea spre camera de dormit. Ștefan Andrei, care a fost ministru de externe al României în perioada lui Ceaușescu, a făcut aceste dezvăluiri și totul este povestit în cartea Stăpânul secretelor lui Ceaușescu. A renunțat la țuică într-un timp și a înlocuit-o cu sticluțe micuțe de curvoazier. Iar în 22 decembrie 1989 a băut două din astea, povestește Ștefan Andrei, după care a făcut și insulină. Nu mai făcuse insulină de 4 zile. El nu accepta ideea de a depinde de insulină. El nu acceptase să depindă nici de ochelari, de aceea băteam toate materialele cu caractere mari, a scris Ștefan Andrei în această carte. Nicolae și Elena Ceaușescu aveau un regim alimentar spre sfârșitul vieții. Dacă el trăia cu niște parizeri, cu niște brânză de vaci, considerau că toți puteau trăi așa, mai spune Ștefan Andrei. În ultimul avea o bunie cu oamenii care se îngrășaseră și le reproșa celor din conducere și chiar le-a spus într-o ședință din CX că în România mai mulți oameni mor că mănâncă prea mult decât că mănâncă prea puțin, a dezvăluit Ștefan Andrei.